Bună ziua, prieteni! O noutate în microfermă. Un prieten și un vecin mi-a dat să lucrez cam 15 arii de teren în apropierea microfermei. Fără să vedem față, undeva la 200 de metri de microfermă. Pământul nu a fost lucrat de ani de zile, a fost bârlog. De toamnă și să vedem în primăvară dacă se va lucra bine. Eu zic că se va lucra. Voi semăna direct lucernă. Dacă nu, probabil că voi semăna ovăz și voi semăna lucernă în toamnă. S-a arat destul de bine, având în vedere că nu s-a arat de mult, poate de ani de zile. A fost crescut și nepen pe el și un nuc am avut acolo mai la mijloc pe care l-am tăiat cam ca piciorul de gros. Deci mă bucur că mi l-a dat vecinul, prietenul și dacă se va face lucernă voi avea foarte aproape de microfermă. Fi foarte bună pentru hrănit pe timp de vară. Mă aștept să fac sute de baloți, dar cât va fi, va fi super bună. Mai ales că este foarte aproape. Să vă arăt la ce distanță este de microferma mea. V-am spus la 200 de metri. Vreme frumoasă de sfârșit de noiembrie. Deci, după cum am spus, chiar mă bucur că am obținut acest teren. Bineînțeles că nu mi l-a dat decât să-l lucrez, dar poate că în timp îl voi și cumpăra sau alt teren în apropierea microfermei. Nu se poate vedea grajdul și fânarul. Este un vecin care are tot așa trei locuri cu lucernă semănat. Deci dacă se va face lucernă, voi putea să o duc și cu roaba până la microfermă. Este din nou un vecin care are utilaje foarte performante. A comasat trei locuri. A arat o arătură foarte frumoasă, foarte de calitate. La primăvară, dacă bagă discul, se face ca pământul pentru straturi. Acolo este microfermă. De ansamblu. Deci, cam aceasta este distanța. Zic că undeva la 200 de metri. Vom vedea la primăvară cum se va lucra și vom înființa ori o cultură de lucernă, ori
în prima fază o cultură de ovăz, să se mai lucreze pământul. Și vom semăna lucerna în august. Mulțumesc pentru vizionare și vă doresc o duminică plăcută.